s-a dat startul distracției la Rânca. Deschiderea oficială a Transalpina Fest a avut loc cu puțin timp în urmă. Cuvântul de deschidere a fost urmat de recitalul interpretului Nicolae Voiculeț, acompaniat de ansamblul Maria Lătărețu. În această seară, pe scenă, vor mai urca ansamblul Doina Gorjului, Sava Negream Brudașcu, dar și taragotistul Dumitru Fărcaș. Distracția continuă tot weekendul la Rânca, urmând să aibă loc concursuri distractive, spectacole și concerte de muzică populară, dar și de muzică rock. Nu vor lipsi nici produsele tradiționale, târgul meșterilor populari, degustările de vinuri românești și concursurile de tir cu arcul Airsoft. Sâmbătă dimineața va începe cea de-a doua ediție a Transalpina Bike Fest. După amiază va avea loc o paradă a motocicliștilor, iar seara va fi încheiată de concertele trupelor rock, cargo și trooper. Duminică va fi organizat un concurs inedit de buggy și autocross, iar de la ora 16 va avea loc festivalul folcloric pastoral Transalpina.